Бунга сит приятен, din nou Mihai Spanov cu alt video. În ianuarie, data de 4 ianuarie, am făcut un video despre site-ul Bounty Hunter, cum de scos monetele. Aveam 722 de monete. Deci le-am primit aceste monete, dacă ne uităm acum în cont, la mine deja e 0, ce ele s-au scos. Și a dispărut butonul de scos la mine. Nu știu, la voi poate este. Cine când a scos în video era un buton așa de primit monetele. Deja aceste monete se poate de vândut la bursa Ether Delta, Ether Delta. Eu 420 de monete din 722 le-am dat la bursă dată pentru vânzare. Am pus și eu un preț la mijloc. Nici mic, nici vedeți undeva. Și voi vedea, s-or vinde, s-or vinde, nu? Deci acum abia a început plasarea orderilor de vânzare. De ce? Pentru că în grupul lor pe Telegram scrie de pe 2 februarie informația că această bursă deja se poate de dat la vânzare monetele lor. Alt moment că s-a adăugat un buton de votare unde putem alege, deci se putea până 1 februarie de ales din 3 companii care vor plasa. Deci ei au ales 3 monete care vor fi plasate sarcini din partea Unie. Pentru asta trebuie de votat care monetă vrem să lucrăm. Deci era un fel de vot. Și în final zilele acestea trebuie să apară o companie din aceste 3 care a fost alesă pentru a face sarcini. Deci intrați pe acest site mai des, căci vor fi sarcini de lucru, de nou, de adunat monete. Deci vor fi monete în total de câștigat undeva 1000. Așa de mult, dar e prima, deci ea, asta și era ideea la Bounty Hunter, acesta va fi un site unde vor fi plasate diferite criptomonete care vor să facă ICO sau fac ICO și aceste monete se vor putea de făcut diferite sarcini de adunat gratis. Deci un site unde regulat se va putea de făcut sarcini. Asta era ideea, treptat ea se realizează. Și monetele lor deja au început să apară pe bursă. Deci eu aceste monete le-am primit în portofelul meu. Deci o parte care au mai rămas, eu n-am dat tot la vândut. N-are rost să le vând toate. Cine știe, în viitor poate va crește prețul. Acum undeva în jur de $1 moneta, care am pus-o presă, poate să fie și 2, 3, 4, 5. Deci n-are rost să le vând pe toate. Deci cam atât ce am vrut să spun. Nu uitați să vă înscris la canalul meu, să vă înscris la noutăți când apar video noi. Numai bine!